Ai grijă! Rose, trebuie să discutăm. Cedric, am ceva să-ți spun. Scuze, tu prima. Nu, nu, vestea ta pare puțin mai urgentă, spune-mi. Haide. Am tras un pui de somn și am avut un vis bizar despre tine. Se făcea că erai pe vârful unui munte și te-a atacat un corb din ceruri și a reușit să-ți fure magia. Acum înțeleg totul clar, Rose. Visele mele îți prezic viitorul. Fili Fantasia. Visul bizar. Da, lumea noastră vei veni. Da. Te vei distra cu prietenii. Ești gura nostru castel. Strălucește, strălucit fel de fel. Împreună intră. Ne vom distra și mulți vom mai dansa. Ce faci, Rose? Exersez. Vreau să particip la audiția de mâine pentru piesa de teatru. Pare distractiv. Ce e? Am avut un vis bizar aseară despre tine. Oh, sper că eram o artistă faimoasă sau o spioană mai bine. Îmi pare rău, nu a fost așa. Erai într-o grădină. Brusc a apărut și Bella. Apoi a început să plouă, dar te-a udat doar pe tine. Oh, e un vis bizar, dar așa sunt visele. Dar, Rose, visele mele nu sunt niciodată bizare. Eu sunt pasionat de știință, visele mele sunt logice. Dar în ultima vreme au devenit bizare. E doar un vis. Nu ai de ce să îți faci griji. Ai vis ce flori am cules? Sunt frumoasă ca o floare, dar nu trebuie să mă uzi. Ai văzut? Visul meu s-a adeverit. Ce vrei să spui? Florile sunt din grădină, da? A apărut Bella și numai Rose e udă. Sincer, mi se pare că exagerez, Cedric. Adică Bella, apa, florile, e doar o coincidență. Nu e singurul vis care s-a adeverit, s-a mai întâmplat. Am visat că bucătarul școlii, domnul Cookingtot, alerga pe o hartă enormă pe care era marcat de două ori un X. Apoi s-a luptat cu un măr uriaș. Mărul l-a înfrânt, iar apoi l-a urmărit. Bine, a fost un vis bizar. Așteaptă, e și mai grav. Luna asta, în data de 20, n-am avut plăcintă cu mere la cantină. Eu nu înțeleg multe, dar asta chiar nu o înțeleg. 2X reprezintă numărul 20 în cifre romane. Înțelegi? Nu! Domnul Cookingtot a avut o problemă cu merele în data de 20 a lunii, iar acum le evită. Tragi concluzii pripite, Cedric. O, serios? Stai să-ți mai povestesc.
Am visat că Will stătea cocoțat pe un munte de manuale, purta robă și tocă de absolvent și striga spre cer: e clar că sunt cel mai bun student! Will? Cel mai bun student? Nu cred. Ieri eram în bibliotecă și l-am auzit pe Will spunând: wow, ador această carte, voi învăța cum n-am mai învățat până acum. Și ce legătură are asta cu visul tău? Nu poți să fii cel mai bun student dacă nu înveți, iar acum Will vrea să învețe. Cedric, ai vise bizare, dar asta nu înseamnă că se adeveresc. Odată eu am visat un crab vorbitor. Am mâncat împreună cu el o grămadă de brioșe cu glazură roz. N-o să vă vină să credeți, dar a doua zi am primit brioșe la desert. Mereu primim brioșe la desert. Ei bine, și glazura lor era roz. Nu mă ajuți deloc, Bella. Poate că tu vezi legături, Cedric, dar sunt numai niște coincidențe. Știința ne învață că nu există coincidențe. Dacă amesteci unghii de șopârlă și praf de anhidrită, obții flăcări. Și asta dintr-un motiv. Bine, atunci care e motivul viselor tale? Ele prezic viitorul. Cedric e foarte stresat că are această superputere. Wow! Și tu crezi că el poate să prezică viitorul? Nu, Bella, Cedric nu poate să facă asta. Nu poate? Bella! Scuze, atunci ce facem? Trebuie să-i dovedim lui Cedric că visele nu se adeveresc. Și știu cum vom face asta. Ranglum vrea să-i găsesc un loc liniștit. Hei! Hei, e cineva! Oh, poate că... Wow, Will, ești tare! Romantic! Ieri la bibliotecă, Cedric, te-a auzit cum lăudai o minunată carte. Eu? O carte? Asta am zis și noi. Singura carte pe care am luat-o de la bibliotecă a fost asta. Glume clasice? Asta era cartea pe care voiai să o studiezi? Cum altfel să învăț toate aceste glume? Ia priviți aici. Ta-da! Așadar, nu vrei să devii cel mai bun student de la Academie? Nu! Asta e deja, dar visele lui Cedric nu prezic viitorul. Hei, așteptați! Serios, chiar a fost distractiv, nu-i așa? Bună ziua! Bună, fetelor! Am o întrebare ciudată, domnule bucătar. Răspunsul este nu, nu am prăjituri sau fursecuri, nici biscuiți. Serios? Bella, te rog. Scuze, în data de 20 nu preparați plăcintă cu mere. Vi s-a întâmplat cumva ceva rău în acea zi? V-ați înecat cumva cu o bucată de măr? Nu, nici gând, ador merele, dar acum nu e sezonul lor, nu am mere pentru plăcinte. Mulțumesc, mă așteptam la un asemenea răspuns, încă o teorie demitizată. Da, și am dovedit că nu e adevărată. Exact. Să mergem. Haide, pasează. Haide, e rândul meu. Căluții ăștia gălăgioși m-au alungat din pivnița mea. Eu voiam un loc liniștit și tu l-ai ales pe acesta. Iartă-mă, stăpâne. Mai întâi m-ai dus în pod. De unde să fi știut că ești alergic la praf și strănuți? Apoi m-ai aruncat într-un heleșteru. Peștii sunt foarte tăcuți, mai ales când dorm. Iar acum aici. La soba altă, Batty Wiggs. Du-mă acasă și gata. Bine, stăpâne. Bine.
Așadar, ce părere aveți? E un mod bun de a speria furnicile. Ce anume e? Domnul Florian pune în scenă o comedie și un număr de dans pe care sper să-l obțin. De ce nu vrei rolul principal? E o comedie, iar eu nu sunt prea haioasă. Am văzut și eu. Când ți-am pus acea șopârlă în dulăpior, nici măcar nu ai zâmbit. Bella! Scuze, dar e haios! Lin, doar trebuie să joci rolul principal. Nu mulțumesc, deja lucrez în culise. Rose, tu continuă să sperii furnicile. Cedric, am ceva să-ți trebuie spun. Să discutăm. Scuze, tu prima. Nu, nu, vestea ta pare mai urgentă, spune-mi, te rog, haide. Am tras un pui de somn și am avut un vis bizar despre tine. O, Cedric, din nou? Și n-a fost frumos ca cel din grădină. Se făcea că erai pe vârful unui munte. Și te-a atacat un corb din ceruri. Ha? Ți-ai folosit toată magia ca să-l înfrunți. Dar a reușit să-ți fure magia. M-ai auzit? Ți-a furat magia. Chiar îmi fac griji pentru tine, Rose. Păi nu-ți face griji, Cedric. Am o veste bună. Asta nu se va întâmpla. Cum poți să fii sigură? Am verificat. Niciunul dintre visele tale nu s-a adeverit până acum. Cum? Domnul Cookin tot pur și simplu nu mai are mere. Iar Will nu studia un manual. Era doar o carte de glume. Nu ai de ce să-ți faci griji. Nu ai puteri paranormale. Paranormale. Cum a zis ea? Bate, vine acum! Oglinjoara mea! Hei! Ești teafără, Rose? Acel animăluț a iurit, mi-a luat oglinda. Nu mă așteptam la așa ceva. Ha? Visul meu! Ha? S-a întâmplat din nou, Rose. O creatură care seamănă cu un corp ți-a furat magia. Îți mai spun o dată. Visele tale despre domnul Cookin tot și Will nu s-au adeverit. Nu, dar visele mele despre tine, da. Acum înțeleg totul clar, Rose. Visele mele îți prezic viitorul. 74, 75, 76, 77, 78. Fii atentă! Cedric e convins că visele lui despre Rose devin realitate. Hei, ar putea fi un avantaj. În următorul vis poate că va afla ce ne dă la testul de la istorie. Sper să nu mai fie niciun vis. Când Cedric nu-și poate explica ceva, devine foarte stresat, nu-i așa? Dacă am putea să-i demonstrăm că visele lui sunt doar coincidențe. Mult noroc! Cedric nu se lasă convins atât de ușor. Să sperăm că de azi înainte va avea doar vise plăcute. Rose, ai grijă! Am un cadou pentru tine. O umbrelă. O umbrelă uriașă? Dar de ce? Nu plouă. Nu plouă, dar te va feri de soare. Nu pot să car după mine chestia asta ridicolă, Cedric. Ce se petrece? Adevărul e că am avut un alt... Gata cu visele. Am visat că te-ai transformat în broscoi. Apoi a căzut ceva enorm din cer și te-a strivit. Cel mai rău a fost că toți au râs de tine. De asta mi-ai dat umbrela. Nu vrei să-mi cadă ceva pe cap? Bineînțeles. În broscoi? Serios? Dar a fost un vis nou și sunt sigur că se va adeveri. Am văzut viitorul, Rose, și e datoria mea să te apăr. Sfinte cerule! Vino mai repede. Nu, mai bine mai încet. În orice clipă poate să cadă un meteorit. E ridicol, nu crezi? Ce idee bună! Înăuntru vei fi în siguranță. Acolo nu poate să-ți cadă nimic în cap, doar tavanul! Vai nu, Rose, așteaptă!
Simți agitația, noi fugim aici așa. Să nu mă las purtată de imaginația. Este haos chiar așa. Așadar, audiția va fi în această după-amiază? Da? Salut! Nu mai încerca să mă aperi, sunt bine. Nu mă voi transforma într-o broască și nu-mi va cădea nimic pe cap, cu excepția acestei perne aiurite. Și a acestei poțiuni de imobilizare. Oamenii de știință sunt mereu pregătiți. Ce e asta? Cedric, deschide ușa. Știu că ești acolo. Nu pot, Rose. Trebuie să te apăr. Nu mi se va întâmpla nimic. Crede-mă. Ți-am văzut viitorul și știu ce se va întâmpla. Cedric, deschide ușa. Nu, e mai sigur acolo. Lasă-mă să ies. Începe în curând audiția, iar tu vei strica totul. Viața ta e mai importantă decât audiția. Nu pot să-ți deschid. Vorbesc serios, vreau să ies imediat de aici. Nu, Rose, știi, e pentru binele tău. Te rog, Cedric, te rog frumos, îți voi da niște brioșe. Frumoasă încercare. Deschide ușa asta chiar acum. Nu, și voi rămâne aici ca să nu rămâi singură. Mai întâi au făcut gălăgie, iar acum au venit și în bârlogul meu secret. Nu! Un stăpân malefic nu își împarte cu nimeni bârlogul. Scoate-i afară de aici! Imediat, stăpâne! A da, se va întâmpla, dacă vei. Nu. Ei bine, ia te uite cine e. Cum ai ajuns aici, Batty Wiggs? Un pasaj secret. Ești mai inteligent decât pari. Mulțumesc, micuțule. Batty Wiggs, nu te mai gudura pe lângă căluț și ascultă-ți stăpânul. Încă nu mi-am găsit un loc liniștit, sac de purici bun de nimic. Da, stăpâne. Ce liniște e. Haide, Rose, nu fi supărată. Fac asta fiindcă țin la tine. Spune ceva, Rose. Rose, ești acolo? Dacă ești acolo, spune un da. Rose, ești teafără? Dacă i s-a întâmplat ceva? Rose, unde ești? Vai, nu! Cutiile! Rose, Rose, spune ceva! Te voi găsi! Ascunde-mă, aiuritule! Rose! Aici e plin de căluți! Du-mă într-un loc în care să stau liniștit! Audiția! Foarte bine, mulțumesc! Cum merg audițiile, domnule Florian? Bine, bine, dar nu am găsit încă protagonista piesei. Am nevoie de o studentă haioasă. Urmează prințesa Rose. Rose? Ești acolo, Rose? Nu? Atunci să continuăm. Așteptați! Am sosit!
Îmi cer scuze pentru întârziere. Ai ajuns întârziat-o. M-am prezentat pentru numărul de dans. Bine, Rose, poți să începi. Da. Rose, te apăr eu. Teafără? Un broscoi? Cum e posibil, Cedric? Am repetat toată săptămâna pentru acest moment, iar acum toți râd de mine. Rose! Rose! Tu vei fi protagonista piesei. Sincere felicitări! Poftim? Vei fi vedeta spectacolului. Ai inventat singur acest număr de comedie? De fapt, Cedric l-a inventat, e numai meritul lui. Îmi retrag cuvintele, Rose. Trebuie să recunosc că ești haioasă. De fapt, ești tare haioasă. Iartă-mă dacă m-am înfuriat pe tine. Visul meu s-a adeverit. Cedric, chiar dacă m-am transformat în broscoi și mi-a căzut ceva pe cap, totul a fost numai înspre bine. Așadar, nu va mai trebui să-mi fac griji pentru visele mele. Nu. Așadar, pot să mă liniștesc. Mă duc să trag un pui de somn. Nu te grăbi, Cedric. Mai întâi trebuie să faci curat. O, da. Ce coșmar. Bine, acest loc e mic, dar liniștit. Se pare că Bati mi-a găsit un loc bun. Au dublat în limba română Richard Balint, Alina Leonte, Sorin Ionescu, Anda Tămășanu, Alexandru Rusu, Sebastian Lupu, Anca Sigmirean, Gabriela Codrea. Traducerea și adaptarea Stelian Mierluț. Regia Ion Ruscuț. Împreună vom fi rămâi așa, acum și-ntotdeauna.